seara, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Bine, voi ce e aici? Chiar am fost astăzi. Mă, nu mai întrebe, mi-a zis. Da. Păi, dar ai lipsit în ultimele 7 luni din sala de sport? Nu! N-ai lipsit? Să lipsesc? Nu, chiar azi am fost. I-am trimis colegei filmulețe frumos, în premieră. Mă, da. Tu, cred că în sala de sport l-ai și... Iese forțos când iese cu toată energia. Mister Univers, așa, Mister... un mini Dorian Popa. Să nu exagerăm. Măcar ca mine, așa, dacă nu ca Dorian Popa. Ce faceți? Bine, cum uite, sunteți? Ți-am amenajat uite de aici. Ia cine face sport aici, uite, aici. Păi da, dar ea nu rămâne însărcinată, asta e problema. Trebuie să fac un alt fel de sport, asta aici zic e problema. Că pentru ea sportul se oprește da. La aparatele astea, la... planșe și așa mai departe. Arăți foarte aici? Bine, mulțumesc, Elena. Rămâna mult. Sunt bine, sunt sănătoasă, să încă sunt energică, în încă fac multe lucruri. Ești în 7 luni în momentul ăsta? Jumate, da. Deci tu naști luna... Da, la sfârșitul lui iulie. La sfârșitul lui iulie. Uf, a trecut repede timpul. Nici nu mi-am dat seama să știi când a trecut și am avut așa o sarcină foarte ușoară încât... Doamne, dacă ar fi așa toate sarcinile, cred că ar fi minunat. Dacă și naș și eu să fie perfect și după, mai ales că trebuie să fac cezariană. Dar știi de ce a trecut ușor, nu? Ca o treabă multă. Ne-ai anunțat târziu. Am anunțat și târziu și am și avut foarte multă treabă până atunci, încât n-am stat să mă gândesc foarte tare. Adică nici nu m-a afectat. Acum, nu că m-a afectat. Acum doar că am burta mai mare și simt greutatea puțin, știi? Uh-huh. Spatele puțin, așa, dar... Cam câte kilograme are acum? Cu totul am luat 7 kilograme. Cu totul ai luat tu, dar... Cu totul. El acum are 1,5 kg. 1 kg? Da. Chiar azi am fost. Dar e super bine în... Da, e bine, e bine. Sunt acolo, exact la limită, exact ce trebuie. Și faci sub strictă supraveghere sport? Nu. Am intrat pe YouTube, am căutat exercițiile cele mai eficiente. Da? Și pentru că sunt foarte multe pentru graviduțe, mai ales poți să faci, să le faci efectiv și acasă. Eu merg la sală pentru că mie mai îmi place să mai merg pe bicicletă, să mai merg pe bandă. Uite că voi aveți toate cele, sunteți pregătiți. Exact asta folosesc la sală. Ce aveți voi aici, nu depășesc ce aveți voi aici. Păi da. Hai să le luăm așa pe rând. Uite, o punem pe, dacă tu ai făcut sală astăzi, o punem pe Elena puțin. Poate cine știe să... Săptămâna viitoare, simplu. Peste pentru două ea, săptămâni. Pentru ea nu simte la nivelul de lucru acum. Ies două liniuțe. Doamne ajută! Păi nu, ea a spus că dacă nu era sala de sport... Dacă nu era... Nu, n-are legătură cu sala de sport nu? Acum. Nu? Nu sala de sport l-ai nu cunoscut? Nu, n-are treabă. Nu. Dar și lui îi place sportul. Din, facem din sport ce împreună. Văd în poze. Da, facem sport împreună și acum mergem împreună la sport. Trebuie să fim în formă. Adică vine cu tine în fiecare zi? Da. Da, facem... Băi, fiecare cu treaba lui, doar că suntem pe secții diferite. Dar unde l-ai găsit pe băiatul ăsta, Elena? Într-un infotrip, n-are legătură. Într-un infotrip? Da. Ce înseamnă infotrip? Că te, o trimit și pe Elena. O trimit de și pe în Elena. Toate infotripurile din lumea asta. Ceva promovarea Turciei în România, anul trecut. Și acolo l-am cunoscut. Era, fiecare era cu domeniul lui. Erau din mai, mulți, din mai multe branșe, practic. Fiecare... Așa. Eu eram de muzică, fiecare din presă, ziariști, modeli, de toate. Deci, practic, ziariștii n-au știut nimic, tu te-ai cuplat cu el sub ochii lor. Nu m-am cuplat sub ochii lor, nu am avut nicio treabă acolo. V-ați cunoscut, a schimbat... Da, cumva, dar nu am avut absolut nicio treabă acolo. Totul s-a întâmplat după ce ne-am întors. Adică la o lună și ceva după ce ne-am întors. N-a fost o chestie, hai să păstrăm o legătură de atunci. Nu, efectiv, cred că așa e viața până la urmă, când nu te aștepți. Am mers și am făcut sport cu o prietenă, eram într-un parc și am dat de el care făcea în același parc. Adică cumva făcea sport, parcul e de mare. Ce face fetele? Care, face sport? Cam care să fie coincidența să fie în același loc? La același parc. Am adică... un infotrip săptămâna viitoare la Dolhasca, Elena, pentru tine. Da? Să te trimiți. Să nu te mai întorci. Hai să vedem ce faci. Trebuie. Ce faci la sală acum, în 7 luni și ce jumătate? Ce fac la sală? Pai că mă ridic așa cu voi. În principiu, încep cu vreo 10-20 de minute de bicicletă. Da, așa, încet, așa, fără greutate, fără lejer. Ok. După care, de exemplu, lucrez pe grupe, da? Fac, de exemplu, azi am făcut picioare. Le simt un pic așa pompate, dar nu la nivel la care lucram înainte. Adică dar mai în schimb, musculară, în schimb nu mai pot să pun bara pe spate, am bara aici, știi? E un fel de echivalent. Bănuiesc că lucrezi mult spatele. Nu. Nu? Nu lucrez partea asta. Deci partea asta nu lucrez deloc. Lucrez decât picioare și brațe, practic. Ți l-ai întărit înainte de sarcină.
erau întărite și acum cumva le mențin un tonus cât de cât. Nu mai au același tonus ca atunci, dar măcar suntem acolo în barem. Minge? În limită. Minge? Nu folosesc mingea. Nu folosești. Nu, fac fandări, fac genoflexiuni, încep cu 50 de genoflexiuni pe care le fac pur și simplu. Pe bune faci genoflexiuni? Da, foarte simplu le fac. 2, 3. Pe unora le e greu să facă așa, așa, neînsărcinat. Astea îmi plac cel mai mult. Da? Da. Deci dacă 50, faci, una după alta, 50 pauză, cu 7 kilograme, 10 minute. Da, acum bine, nu stau în poziția corectă, stau un pic așa, da, e ok. Tare. Da. Așa, după, ce, după aceea fac la salteluță, nu știu cum se numesc astea, Superman. Mă rog, un fel Superman. De Superman dacă... Uite, uite, aici se vede bine, în general. Dă-ți aia jos de pe tine, că nu se vede mișcarea. Oamenii de la televizor o să știe care este amploarea exercițiului. Astea, fac câte 20 de repetări pe fiecare picior, 4 serii. După care fac laterale. Asta e exact cum faci, numai că laterale. Nu, nu așa, nu reușesc asta, nu, nu. Cu piciorul îndoit. Și așa, simple, gen. Nu, 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 doar ridici, doar ridici, atât, ridic, că Elena, nu... Elena, degeaba reușește asta dacă nu reușește asta. Le reușește ea după aia. Le reușește. Mai departe. Așa. Deci pe planșe lucrezi mult, nu? Pe... Încep cu astea două, fac genuflexiunile care ți-am spus, două serii de 50, ca să scap cumva repede de ele și să și intre eficient, cum se zice. Așa. Ce mai fac? Ce mai fac? A, fac mai un aparat pe care îl fac, acela cu adupții, care la fel, cu puține greutăți, ca să nu, maxim 30. Acum un an și ceva nu știai termenii ăștia de specialitate... Ba da, știam, dar probabil că n-am fost întrebată în detalii. Ba da, știam. Acum. De acum vreo 3 ani. Da? Da, de vreo 3 ani știu. Adică de când m-am apucat mai serios de sport, știi? Am înțeles. Da, păi na, te apuci, faci pe grupe la un moment dat. Uite aici, ce, tot ce trebuie. Și ai grijă și la alimentație în continuare? Mănânc destul de... De echilibrat, să spun așa, dar îți dai seama că, uite, de exemplu, acum sâmbătă am un concert, am mâncat pe drum ce am apucat, am și niște vitamine pe care le au, astea clar te mai măresc un pic, adică fără să vrei. Ai pofte? Nu. Ai avut? Nu. Nu? Nimic. Capitolul pofte, grețuri, de-astea nu m-au prins. Nume de botez? Mâncați. N-am găsit încă numele de botez. N-ați găsit încă numele? Încă 7 nu știu, aștept să vedem, încă vedem ce hotărâs nașii. Tu mergi pe tradiția... Nu neapărat, nu. Tradiție, nu, nașii se pune nume. Nu, am zis că ne gândim la fața locului, vedem, important e că un nume l-am găsit. Sănătos să fie, în rest, până atunci eu vreau să văd că totul decurge normal și astea să fie detaliile, botezul, care oricum e peste 3-4 luni. Natural sau cezariană? Cezariană. Cezariană pentru că am făcut o operație la ochi acum vreo 4 ani de zile, am avut un astigmatism miopic. Așa. Și nu este recomandat să faci... Da? Așa că voi fi nevoită să fac cezariană, am înțeles că recuperarea și nu voi mai putea face sport după aceea vreo lună și jumătate de zile. Asta să fie problema, în rest, Doamne, ajută să fie bine. Da, realizez că viața ta cumva se va schimba, sigur, Măi, bine, clar, frumos, da, da, dar sunt lucruri pe care nu se mai pot să le faci sunt convinsă și după de aceea. Asta. Ai dorințe, o listă de asta de dorințe pe care să le împlinești până când naști? Mi-ar plăcut să mai plec într-o vacanță până atunci, dar nu cred că mai apuc. Pe cine te mai lasă? Nu, cu mașina, gen, undeva mai aproape, așa, să mai prind dar câteva poți să stai zile. În mașină? Da, pot să mă așa plec, da? pot, încă sunt ok. Nu mă deranjez așa de tare, e un copil foarte cu minte, nu se mișcă foarte tare. Am fost și azi, am făcut analizele, sunt ok, adică am avut noroc, până acum aia zic, am avut noroc. Acum să vedem ce va fi de aici înainte, dar... A fost o sarcină frumoasă. Am înțeles. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, așa arată o femeie cu adevărat fericită. Da, să vedem mulțumesc. Peste o lună și jumătate. Sper să naști până terminăm noi sezonul ăsta. Să apucăm să arătăm trofeul clar. La cadru. Mulțumim, Elena. Și eu mulțumesc. Ploaia și focul. Cu ploaia și focul. Piesa nouă o auzim acum la Răida Buni. Elena, ceea ce-ți dorești și ție.